Salutare, prieteni dragi, și bine ați venit din nou la o nouă rețetă! Astăzi am avut poftă de ceva bun și delicios, așa că m-am pus pe treabă și am pregătit acest delicios desert. Doar amestecăm toate ingredientele, o dăm la cuptor și gata, este desertul. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum o pregătim. Pentru început vom avea nevoie de 120 de grame de biscuiți sfărâmați cu cacao. Adăugăm 65 de grame de unt topit, amestecăm și vom turna biscuiții într-o tavă de cozonac, pe care o vom tapeta cu hârtie de copt. Nivelăm pe toată suprafața tăvii, presăm puțin cu un pahar sau cu spatula și o vom da deoparte. Iar acum vom da tava deoparte și vom continua cu rețeta. Într-un bol mai mare vom adăuga 380 de grame de brânză Philadelphia, 110 grame eritritol sau zahăr normal, un praf de sare și vom amesteca bine cu o spatulă sau cu un tel. Am amestecat foarte bine, iar acum vom adăuga 230 de grame de iaurt natural cremos și amestecăm. ml frișcă lichidă, amestecăm. Iar acum vom adăuga 2 ouă mari, amestecăm bine. Două lingurițe pastă de vanilie sau esență de vanilie, amestecăm. Și vom mai adăuga în compoziție două linguri de amidon de porumb. Prima dată vom adăuga o lingură de amidon, după care o vom adăuga și pe cea de-a doua. Amestecăm bine să nu rămână cocoloașe. Și ultimul ingredient, o linguriță zeamă de lămâie și amestecăm. Iar acum această compoziție o vom turna peste biscuiți, după care vom nivela frumos să fie cât de cât uniform pe toată suprafața tăvii. Vom mai avea nevoie de o tavă mai mare, vom pune tava cu compoziția, apă rece, și o vom da la cuptor timp de 40 de minute la 170 de grade Celsius, dar acest lucru depinde de fiecare cuptor. Și desertul nostru delicios este gata. Acum îl vom lăsa să se răcească foarte bine, după care îl vom scoate cu grijă din tavă și pe deasupra eu voi pune dulceață de afine. Dar puteți să decorați cu ceea ce doriți. Puteți să decorați cu dulceață de căpșun, de vișine, cireșe, dulceața care vă place cel mai mult. Și desertul nostru delicios este gata. Acum voi tăia o felie să vă arăt cum arată și în interior și să vedeți ce textură are. Nici nu vă închipuiți cât de bun este. Deci, dragii mei, vă doresc poftă bună! Spor la treabă și numai bine tuturor! Pa, pa!